Ministerul Afacerilor Interne a lansat oferta școlară pentru Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București și școlile post-liceale de jandarmi de la Fălticeni și Drăgășani, oferta școlară fiind suficient de generoasă. Jandarmeria Română are alocat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru școlile de învățământ un număr de 91 de locuri pentru Academia de Poliție și un număr de 350 de locuri pentru școlile de subofițeri arma jandar. În ceea ce privește locurile pentru Academia de Poliție, din acele 91 de locuri, 70 de locuri sunt la Facultatea de Jandarmi, Științe Militare, Informații și Ordine Publică, 14 locuri sunt la secțiunea drept și 7 locuri sunt pentru Ordine și Siguranță Publică din cadrul Facultății de Poliție. Condițiile de înscriere țin de vârstă, cunoașterea bună a limbii române, deținerea diplomei de bacalaureat, conduită ireproșabilă în societate și lipsa antecedentelor penale. Cele 350 de locuri din cadrul școlilor militare de subofițeri, 175 sunt de la școala militară de subofițeri jandarmi Grigore Alexandru Ghica Drăgășani și respectiv 175 de locuri pentru școala militară de la Fălticeni. Pentru a putea accede la aceste instituții de învățământ, cei care depun dosarele de concurs trebuie să îndeplinească mai multe condiții și criterii de înscriere la concursurile de admitere, printre care să aibă cetățenia română și domiciliul în România, să cunoască limba română scris și vorbit, să aibă capacitate de plină de exercițiu, să fie declarați apte din punct de vedere medical, fizic și psihic, să aibă vârsta de minim 18 ani întâlnit în cursul anului în care participă la concurs, precum și să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat. Locurile Ministerului Afacerilor Interne la instituțiile de învățământ sunt comune pentru femei și bărbați, cu excepția specialităților la pompieri, precum și la aviație pilot. Perioada de școlarizare la Academia de Poliție și școlile post-liceale diferă în funcție de facultatea sau specialitatea pe care elevul candidează. Acestea sunt locurile alocate pentru admiterea din anul în curs, 2016. Este de menționat faptul că la Academia de Poliție perioada de școlarizare este de 3 ani pentru Facultatea de Poliție și de Jandarmi, iar pentru secțiunea drept perioada este de 4 ani. În cadrul școlilor post-liceale ale MAI, după cum vă spuneam, cele două școli militare de subofițeri pregătesc tinerii, viitorii subofițeri jandarmi, pe o perioadă de 2 ani. La fiecare din specialitățile la care se organizează concurs de admitere există locuri speciale pentru romi și alte minorități naționale. Candidații pot opta în același timp și pentru admiterea la facultate și la școlile post-liceale de subofițeri. Relațiile suplimentare pot fi obținute de pe site-urile instituțiilor amintite.